Cântărețul Raul, condamnat definitiv, artistul a pierdut procesul în care solicitase anularea condamnării de 2 ani cu suspendare. Totuși, cântărețul ar trebui să fie mulțumit pentru că și cererea procurorilor care solicitaseră pedeapsă cu executare a fost respinsă, astfel că procesul dintre Raul și parchet s-a terminat definitiv. Magistrații au decis că artistul rămâne în libertate, dar cu un cazier pătat. Mai mult decât atât, judecătorii l-au obligat pe Raul să achite și cheltuielile de judecată în valoare de 300 de lei. Suma este una infimă în comparație cu amenzile penale de 10.000 de lei pe care le-a plătit până acum. Raul a fost prins în nenumărate rânduri, conducând fără permis. Pe lângă aceste dosare de care a scăpat, cântărețul mai are un proces. Patronul unei firme care reprezintă mai mulți artiști l-a dat pe mâna procurorilor pentru furt intelectual, însă aceștia au cerut în acest caz confirmarea renunțării la urmărirea penală.